Ce facem? Domnul primar, vă spune ce mai zice șeful. Ce mai zice? Am auzit. Pentru că te-am auzit în presa a scris. E normal că în presa a scris. Da. Ce să facem? Dacă ne întrebăm în presa, ce să facem? Lasă-mă că cine cite. Punctul 1. Da. Care persoană? Se pare că nu suntem în stare în 2015 să decidem odată ce facem cu cimitirul. De fapt, terenul care a fost alocat cimitirului nou. Nu putem să scoatem autorizație. Nu putem să facem o construcție. Nu putem să-i dăm drum. Cerințe foarte bine știți că sunt. Deci, din 2015 până în 2019, n-am putut să scoatem o autorizație de construcție, n-am putut să alocăm să facem o cameră mortuară cu toate utilitățile care sunt cerute în lege. Drept urmare, nu mai știu ce să mai spun, pentru că vin oameni și întreabă ce se întâmplă. Și după aceea se ridică problema că sunt ocupate aleile sau se întâmplă ce se mai întâmplă, că ne trezim că se ceartă 2, 3, 5 persoane pe același loc. Da. Deci vreau neapărat să prindem de rectificare, rectificarea aceasta, de luna viitoare, neapărat trebuie să prindem ca să dăm drumul la acest cimitir, pentru că ne este necesar, vrând nevrând. Că în 4 ani puteam să facem și noi ceva, în 2015 până acum nu s-a primit. În afară de gard, deci, asta e. Avem și proiect. Păi dar degeaba, dacă nu putem să-l folosim, ce să facem? Nu te mai și folosești. Aștept rândul dumneavoastră. Dom'le, asta, da, e normal, e chestie naturală. Domn președinte, un cuvânt după ce trebuie să mai zic. Da, da, nu te termin. Ce? Că s-a dat Valentin acum, prinde. Domnul președinte, deci mai țin colegi. Am înțeles. Da. A reținut, de fapt. Punctul 2. Da. Ce facem cu Sfințari? Nu este... Sunt necesare, știu foarte bine. Spune-o, de aceea nu știu de ce nu luăm măsuri. Pentru că noi în Călărași nu putem să stăm de țânțar la ora. În parc nu se poate sta când se apropie seara, da? În curte nu se poate sta. Drept urmare trebuie să facem, să luăm decizie. Mai multe treceri, cel puțin acum, dacă nu s-au luat măsurile, așa cum am spus și cum am spus și în presă, dacă luam remarcă și spășeacul de la Răvan, atunci nu mai aveam situația asta, pentru că noi eram atâtea generații de țânțari de cură. Iar în situația dată, trebuie să dăm cel puțin la 7 zile sau la 10 zile să dăm. Dacă nu era atacat... Lăsați-ne putem vrește astea lăgătirea. Noi trebuie să găsim soluții, nu trebuie să găsim scuze. Am început licitația din noiembrie. S-a ajuns acum. Va urma să se desemneze cel care va câștiga, da? Cu toate contestațiile. Licitația asta va ajunge de la anul. Voi ce facem? Avem bani alocați. Pentru că imediat după ce va semna contractul, să mi se pare, dacă nu mă înșel... Dacă nu semnează în octombrie. Nu! Haideți să ascultăm și răspunsul. Acolo în octombrie. Este deja, s-au dat comunicările, nu știu cine câștigă, da? Nu știu cine a câștigat. Și după ce se semnează contractul, Vali, câți bani avem alocați pentru... 3 miliarde să nu? Eu omorâm pe țânțari. Bun. Acum, ce facem acum? Acum. Am avut un miliard pe care, și ca anul trecut, după ce a fost atacat în ultimele 3 zile, s-a reluat. Da, am avut acum un miliard. S-a dat săptămâna asta, duminică seara, a doua oară, dar nu s-a terminat. N-ai fost aici, poate. S-a dat cu soluție. Iar a doua zi, luni, când trebuia să dăm a doua parte, a început să plouă. Și dacă plouă de azi pe mâine, efectul nu mai este același. Cred că știi că te-ai ocupat numai de chestia asta. Dar să vorbim așa... Nu vorbim așa, pentru că noi nu vorbim așa. Noi spunem care este situația în oraș. Da, e adevărat. Sunt foarte mulți în țară, asta e ideea. Și dacă o lăsăm, așa cum a spus, este foarte bine. Dar poate semnăm acest contract în septembrie sau în octombrie. Și atunci nu mai putem să facem. Noi trebuie să găsim o soluție astăzi pentru a putea să scăpăm de acest țânțar. În 10 zile? Pentru că nu putem să stăm în parc. Asta este ideea. Eu nu spun ce rău. Deci eu nu spun. Nici pe terasă. Ideea este că trebuie să găsim niște soluții până la momentul respectiv. Soluțiile s-au găsit, se folosesc, dar dacă plouă, n-am pus să le... Dai degeaba. Doamne, degeaba dau eu.
Pentru că nu știu acum. Am cheltuit banii de pomană, spun eu. Azi am dat, mâine a plouat. Azi, poi mâine am dat, iar a plouat. 4 ore sau 5 ore, dacă nu plouă, e foarte bine. Nu, până nu se usucă. Și a anunțat și Silistra, ce rugăminte. Am zis să ocupă, să anunțe și Silistra. Am vorbit cu primarul, dar apoi ei nu dau. Nu dau deloc? N-au bani. N-are ce să mânceți în țară acolo. Mai aveți atât de mult? Mai aveți atât de mult? Domnul Riciu, dacă... Nu, lasă-ți că mi-i nu, nu, lasă-ți că mi-i nu, nu-i corect. Lasă-ți că mi-i zică după aia. Te rog, ai cerut, voi. Mă, de un an de zile vorbesc de cimitirul ăla de la, nu? Să facem un cimitir în zona aia la Consis, să vedem ce datorii au. Și întotdeauna mi s-a luat argumentul că acolo sunt betoane. Da, așa este. O să vedeți voi chibuțele de mir ceva de când o avea un îngropaș și vine la nu. E bine, lasă-l pe la nu acolo, nu pe unde ăsta, dar hai să încercăm cu ăștia din zona. Să facem o comisie de la nivelul posibil. Punem-o primul pe de la VI. În care să mergem să vedem. Sigur. Ce suprafață de teren este, dacă sigur. E compatibilă. Corect. Propuneți-o în cerință de corect. Consiliu. Și n-am văzut că putem să cumpărăm. Hai da. Să meargă acum o specialiști care să se... Păi nu, în afară de noi care constatăm, o să fie și uite noi care să... Ați văzut cum a jignit? Păi nu mă pricep pe la colivă. Dacă sunt epitrop, de ce mă jignit, mă, că nu mă pricep? Da, domnul primar, e bună idee, așa facem. Vă rog. Și merge? Gata, atât. Asta aveți, a făcut. Aveți dreptul să... Asta e părerea mea. Și o facem. Trebuie, nu mai de mâini, așa a fost jumătate și din porțiunea care am preluat-o, așa știți, tot cu piatră și... Și se gospodăresc. Dar să facem. Bună vreo. Dacă este... Membru cu zonă de extrația în anexație. Evaluăm și cât ne costă pentru a sparge de toată în anexația asta. Și faci toate. Și teren? Tot, mă.